Stimat auditoriu, mă numesc Ștefan Tigan Radu și alături de colega mea, Emilia Toma, vom prezenta evenimentul de astăzi, care celebrează împlinirea a 148 de ani de existență a Colegiului Național Pătrui Iarăși. Pentru început, o invităm pe scenă pe colega noastră, Marea Petri, pentru intonarea imnului național. De faptele admirabile ale profesorilor și ale elevilor. În anuarele păstrate în biblioteca școlii sunt notate discursurile profesorilor și ale directorilor, în care elevii au încurajat nu doar să învețe bine și să obțină performanțe școlare, ci și să-și șlefuiască testurile morale, sprijinindu-și comunitatea prin activități caritabile. Această tradiție este continuată astăzi de elevii colegiului, prin activitățile lor, prin voluntariat și prin munca depusă pentru cei aflați în nevoie. Profesorii în istoria liceului au rămas drept adevărate modele. Aflăm tot din anuare de profesorii care plecau pe front să-și apere țara și se întorceau decorați pentru faptele lor de vitejie. Elevii le urmau îndemnul și sprijineau comunitatea prin propriile puteri. Astăzi nu mai suntem în război, dar profesorii desăvârșesc tradiția de a fi modele pentru tânăra generație, sprijinindu-i în activitățile lor școlare sau extrașcolare. Trebuie să tragem învățăminte din faptele celor dinaintea noastră pentru a ne asuma statutul de elev la Petru Iarăși. Aceasta este o perspectivă poetică și nu trebuie să ne lăsăm descurajați de periodicele suișului și coborâșului. Suntem datori să rămânem constanți în valorile pe care le reprezentăm. Iarășul a fost și trebuie să rămână un liceu fruntaș, nu doar la nivelul comunității, ci și al țării. Cum spunea marele poet și filosof Lucian Blaga, Doamne, nu mă lăsa să fiu vreodată mulțumit de mine însumi. Acesta trebuie să fie un motto pentru orice iarășist, ce își dorește cu adevărat performanța cu care se mândrește liceul nostru. Fluctuațiile imaginii în rândul elevilor de gimnaziu nu trebuie să ne descurajeze în niciun caz sau să ne perturbe talentatoriile noastre. Performanța este singura reclamă de care colegiul nostru are nevoie. Iarășul trebuie să fie străin de orice conflict și de orice dispută. Standardul înalt de educație poate fi obținut doar printr-o colaborare strânsă între elevi și profesori, lăsându-i tări diferențele dintre generații. Contrazicele de acest tip nu fac decât să îngrămâneze meseria profesorului și sarcinile elevului. Să existe un compromis în comportamentul nostru,
alături de respectul cuvenit, căci acesta este la urma urmei politețea, un element esențial în comportamentul de zi cu zi din viața unui om ce aspiră să devină intelectual. Imaginea liceului de colegiu performant nu trebuie să fie descurajantă pentru niciun elev care caută o desăvârșire intelectuală și în niciun caz nu ar trebui luată în derâdere. Este firesc pentru un tânăr adolescent să aibă năzuințe înalte și să caute năvălit de sângele său, clocotind de ambiție, să dărâme munții în drumul său, mai ales când îi se pun înainte modele precum cele care se găsesc în liceul nostru. La fel de normal este și eșecul la început de drum, care nu ar trebui să lase pe tânăr sfârșit de puteri, ci să-l întărâte în munca sa, având înainte aceste exemple valoroase. Luarea în derâdere a acestor modele nu ne este străină. Este un comportament comun pentru liceeni să ridiculizeze liceul în care învață, alături de ceea ce reprezintă. Nu trebuie să-i condamnăm pe niciunii. Suntem datori să-i reorientăm spre direcții unde străduința lor să rodească spre câștigul lor. Elevii colegiului nostru sunt și adolescenți, asemănându-se cu cei din celelalte licee, dar se disting prin firea lor doritoare de mai mult, prin voința nestemutată, prin abilitățile ce îi separă din rândurile tinerilor și care au îndemnat să aleagă să vină în acest colegiu centenar, care promite de 148 de ani, nu doar rezultate remarcabile și construirea unui caracter puternic, ci și spiritul doritor de performanță și îi va face pe elevii săi să rămână ușor de distins și după 10 de ani de la terminarea liceului. Așadar, despre asta ziua de astăzi va fi despre Petru Rareș, despre cum s-a menținut în top timp de 148 de ani, formând adulți responsabili cu profesii remarcabile, dar nu în ultimul rând despre noi toți, rareșiștii adevărați, care avem datoria de a menține Rareșul la nivelul la care s-a clasat atâta timp. Mulțumim! La acest eveniment au avut amabilitatea să răspundă invitații făcute de domnii noștri directori, domnul profesor Chicoruț Oniciu și doamna profesoară Claudia Jora, următoarele personalități. Domnul Vasile Panaite, prefect al județului Neamț. E demn de menționat faptul că domnul prefect, până în vara acestui an, a făcut parte din marea familie a părinților care au elevi la Rareș. Fiul domniei sale a absolvit profilul de științe sociale și urmează pregătirea în domeniul juridic. Domnul Ioana Safte, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Această instituție ne-a sprijinit în derularea câteva proiecte foarte importante din ultimul an, amintind InfoKid și First Step Challenge. Domnul Dragoș Titic, primar al municipiului Piatra Neamț, care, alături de Consiliul Local, a sprijinit necondiționat școala în dotarea acesteia cu echipamentele necesare unei pregătiri competitive. Conducerea Inspectorului Școlar Județean Neamț este reprezentată astăzi de domnul Ioan Milea, Inspector Școlar General Adjunct al ISJ Neamț. De asemenea, ne bucurăm să-i avem astăzi alături de noi pe doamna notar Oana Balan, reprezentantă Asociației Alumnii, Asociația Absolvenților de Rareș, și domnul economist Remus Lupaș, președintele Asociației de Părinți CNPR. În continuare, îl invităm pe scenă pe domnul director Grigoruț Oniciuc să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Încerc niște emoții teribile pentru prima oară aflat aici, în această postură. Bine ați venit la aniversarea colegiului, stimați invitați, dragi foști colegi, actuali colegi, dragi elevi. Cuvântul directorului într-un asemenea context poate să se deruleze pe diferite coordonate. Una dintre ele, mă gândeam să vorbim de rezultatele obținute în ultimul an al colegiului. Ar fi fost doar vorbe, pentru că ele sunt mult mai bine structurate în anuarul ce va fi lansat astăzi. Aș putea să mă gândesc să vorbesc despre ceea ce înseamnă contextul social, politic, economic în care trăim, și să ajungem împreună la concluzia că nu e momentul și nu e locul în care să facem acest lucru, pentru că de 27 de ani căutăm pusola în domeniul ăsta al educației. Inspirat am fost de cuvintele lui Titu Maiorescu în ceea ce urmează să vă spun, și anume domnia sa spunea că încă din secolul trecut, important nu este să înțelegi cum este un lucru sau ceva, ci cum devine acel ceva. M-am întrebat, nefiind absolvent al Rareșului, ci al unui alt colegiu de același tip din alt județ al Moldovei,
Cum a devenit Rareșul? Ce este? Am constatat următorul lucru. Experiența vieții mi-a permis să fac acest lucru. Multe școli se raportează sau își raportează activitatea folosind foarte mult substantive. Valoare, excelență și așa mai departe. Eu cred că la Rareș discutăm de verbe. Activitatea noastră este caracterizată de verbe pentru că noi știm că doar verbul poate să dea sens și acțiune oricărui enunț pe care îl rostim. Ce verbe am găsit eu în cei câțiva ani de când sunt în Rareș că pot caracteriza activitatea noastră? În Rareș se muncește. Muncim. Învățăm. Ne dezvoltăm abilități, învățăm din cărți, din biblioteci, învățăm unii de la alții. Ne desăvârșim pe parcursul vieții învățătura. Ajungem să dăm examene. Performăm la examene. Ceea ce poate să reprezinte un lucru deosebit. Nu întâmplător, începând de câțiva ani, primim foarte, foarte multe scrisori de mulțumire din partea multor decani ai unor renumite facultăți din țară, care punctează foarte buna pregătire, atât profesional, științific a copiilor noștri, cât și educația primită în școală. Un alt verb la care eu am ajuns este că în Rareș ne adaptăm. În Rareș ne adaptăm în sensul că dacă privim tot timpul peste umăr, o să vedem trecutul care este un demn exemplu. În aceste spații, de-a lungul celor 148 de ani, au fost multe, multe generații. Care fiecare a lăsat o moștenire culturală ce reprezintă tradiția acestei școli. Nu poți să înțelegi un asemenea lucru decât dacă nu participi la întâlnirile care se organizează periodic, în perioada verii sau toamnei, cu generațiile de absolvenți din ultimii ani. Să-i vezi ce au ajuns, să-i auzi ce spun, nu pot decât să te umple de bucurie și de satisfacție că ești la o asemenea școală. Sau să întâlnești generații care au terminat în 1960 școala și vine tot la școală să se întâlnească, din toate colțurile țării, spune mult despre această tradiție. Dar în același timp, privim spre viitor, spre valorile școlii europene, pentru că foarte mulți dintre copiii noștri au început să acceseze și facultăți de renume de peste tot în lume. Un alt verb, nu-s multe, patru, doar atât am găsit, mi se par determinante. Excelăm. La Rareș, seriozitatea se transformă în perfecțiune. Rezultatele obținute la olimpiade, concursuri, nu neapărat concursuri profesionale, suntem tare acum și în dezbatere, și în teatru, și în ce doriți dumneavoastră, arată că vrem tot timpul să ne depășim, suntem ambițioși și reușim. Dacă peste 80% dintre loturile județului Neamț la orice concurs sunt din această școală, spune mult despre profesorii din această școală și despre copiii din această școală. Și în fine, un ultim verb pe care l-am găsit este că noi aici ne formăm și ne transformăm, atât elevi cât și profesori, pentru a fi oameni onești, pentru a fi oameni cinstiți, oameni educați, care să putem face față unei societăți pe care ne-o dorim. Astea sunt valorile și verbele în care eu cred și care caracterizează Rareșul în acest moment. Și o ultimă frază, oricum vor fi vremurile, de un lucru sunt absolut convins. Întotdeauna, cei mai buni, printre cei mai buni copii acestei comunități și nu numai, vor veni la Petru Rareș. Întotdeauna, în acest colegiu, vor fi printre cei mai buni profesori care îi vor aștepta pentru ca împreună să dea nou sens valorilor și verbelor despre care vorbim adică. La mulți ani, Petru Rareș! De asemenea, dorim să dăm cuvântul invitaților pentru a ne transmite câteva gânduri și voi începe prin a-l invita pe scenă pe domnul Vasile Panaite, prefect al județului Neamț. Sărut, mâine, bună ziua! Mă gândeam cum să încep, cum să continui, cum să finalizez.
Nu pot decât să vă mulțumesc pentru o sumă de lucruri. Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat voie să urc pe această scenă în fața noastră și să mă înclin, în fața profesionalismului dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc că acum 8 ani, așa cum pomenea și colegul unui copil de-a meu, mi-ați permis să aduc o măgâldeață de om și să vă credințez dumneavoastră. Vă mulțumesc că l-ați făcut om și vă mulțumesc că mi-ați dat voie să vin azi în fața noastră. La mulți ani! În continuare, îl invităm pe domnul Ioan Safte, vicepreședinte al Consiliului Județean, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Vă pus în cuvântul un speech scris așa, mai atent, mai performant, să conducă gândul exact la țintă. Am constatat însă, după ce a vorbit domnul director, cu atâta eleganță, cu atâta aplomb, cu atâta conștiinciozitate și atât de profund, că nu este cazul să folosim în apariția noastră în față dumneavoastră la un asemenea eveniment major, extrem de important, cuvântul scris neapărat. De aceea o să vă rog să-mi permiteți să mă adresez dumneavoastră de o manieră absolut elegantă și liniștită, așa cum dumneavoastră meritați când sărbătoriți 148 de ani de la înființarea unei entități școlare atât de performante. Vorbim de Colegiul Național Petru Mareș. Aș vrea să încep prin domnule director, domnilor și doamnelor profesori, dragi elevi, onorată asistență, toate aceste cuvinte sunt la cuvinte de respect, dar dincolo de ele rămâne munca extraordinară pe care colectivul de profesori și dumneavoastră, dragi elevi, o depuneți în acest liceu pentru a obține calitate, pentru a obține performanță și pentru a vă mândri în orice clipă când ați părăsit acest liceu spre o altă treaptă a învățământului românesc, să știți că sunteți absolvenții Colegiului Național Petru Rareș. Am să vă desem în chestiune de intimitate. Eu am stat vreo 30 ani prin București. Dar că m-am mutat în zona Neamțului, în Piatra Neamț, fiica mea care are liceu Spiro Haret, a venit în clasa 11-a. O cheamă Safte Nicoleta Roxana și a absolvit Petru Rareș. Cu toată mândria și, cum să vă spun eu, cu tot ce poate fi amintire frumoasă și tot ce poate fi învățământ performant dintr-un asemenea colegiu sau la un asemenea colegiu. Voi încheia prin a vă spune că noi, Consiliul Județean, vom sprijini întotdeauna eforturile noastre. De aceea vă transmit un mesaj de bine și din partea președintelui Ionel Arsene și din partea mea. Și un mesaj prin care, sigur, sprijinul nostru să fie de asemenea manieră. Și pentru dumneavoastră, profesorul în stat, trebuie să intervine să facă mai mult pe tot ce înseamnă corpul profesional și pentru dumneavoastră, elevii, care, sigur, trebuie să obțineți performanță și calitate, multă disciplină și multă educație. Și vă rog să nu uitați niciodată că sunteți un perpetu izvor de lumină în lanțul care, o ferie fundamentală în acest lanț, la nivel național, al învățământului de acest tip. Să nu uitați acest lucru, repet, sunteți un perpetu izvor de lumină. Vă mulțumesc pentru atenție, Doamne ajută! Și succes în continuare! La mulți ani, Colegiul Național Petru Rareș! În continuare, rog pe domnul Dragoș Chindic, primar al municipiului Piatra Neamț, să ne transmită câteva gânduri. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Vin cu mare drag aici, la Colegiul Național Petru Rareș și nu doar pentru că este lângă primărie, ci pentru că acest liceu chiar merită respectul și aprecierea comunității, respectul și aprecierea administrației publice locale. Practic, când vorbim de 148 de ani și când vorbim de liceul Petru Rareș, spunem totul și cred eu că dacă astăzi Colegiul
pe care îl sărbătorim este în topul colegiilor de învățământ din Piatra Neamț, se datorează, în primul rând, celor care au făcut parte din acest liceu, cadrelor didactice, elevilor și poate că, spunând că Petru Rareș este în top, putem fi considerați subiectivi, dar nu este așa, pentru că o apreciere, o unități de învățământ, este dată de rezultatele sale. Cifrele vorbesc de la sine, o parte dintre ele s-au spus și astăzi aici, și atunci când de multe ori citești în presa locală informații despre rezultatele obținute de acest colegiu, este clară valoarea acestui liceu. Voi, elevii, sunteți mândri că sunteți rareșiști, cadrele didactice sunt mândre că își desfășoară profesia în acest liceu, iar eu, ca primar, sunt mândru că în Piatra Neamț există Colegiul Național Petru Rareș. Felicitări tuturor pentru întreaga activitate și la mulți ani! Îl invităm în continuare pe scenă pe domnul Ioan Milă, inspector școlar general adjunct al ISJ Neamț. Sărut mâna, bună ziua! Vă rog să-mi permiteți ca la acest eveniment deosebit să vă prezint mesajul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, unul plin de urări de sănătate, de spor în munca dumneavoastră și de rezultate performante în continuare. Când vorbim de Rareș, știm că a fost o școală adevărată a trecutului. Este o școală adevărată a prezentului și suntem convinși că va fi o școală adevărată a viitorului. Trebuie să recunoaștem că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Rareșul este o unitate etalon, o unitate pe care în permanență o găsim în fruntea rezultatelor de la nivelul învățământului preuniversitar. Trebuie să apreciem aici munca deosebită desfășurată de colegii noștri, profesori, de implicarea totală a elevilor acestui liceu, acestui colegiu și de dorința lor nestăvilită de a se afla mereu în frunte. Îi apreciem pentru asta, le dorim mult succes și la această aniversare, la mulți ani Colegiului Național Petru Rareș. Vă mulțumesc! De asemenea, aș dori să o invit în scenă și pe doamna Oana Balan, reprezentantă Asociației Alumnii. Bună ziua! Din partea Asociației Alumnii, care este o asociație creată de foștii elevi ai acestui liceu, în primul rând vreau să vă doresc la mulți ani, să mulțumesc foștilor profesori și actualilor profesori și să urez foarte mult succes elevilor. Am emoții. Trebuie să aveți încredere că chiar dacă acum se pune oarecare presiune pe voi, veți fi mândri tot timpul că ați fost elevi la Petru Rareș. Vă doresc foarte mult succes și țineți ștacheta! La mulți ani! În încheiere, îl invităm pe scenă pe domnul economist Iamus Lupaș, președintele Asociației de Părinți a Colegiului Național Petru Rareș. Distinșoaște, stimați profesori, dragi elevi, am deosebită plăcere de a fi delegat din partea întregului colectiv de părinți și de a saluta participarea distinșilor oaspeți ce ne onorează cu prezența la cea de 148-a aniversare de activitatea Preciosului Colegiu Petru Rareș Piatra Neamț. Așezat pe înălțimea unde acum peste jumătate de mileniu s-a întemeiat vechea și vestita curte domnească a Marelui Voivod Ștefan cel Mare, Colegiul Petru Rareș, prin îndelungata sa activitate și cu aportul marilor personalități pe care le-a avut, dar le-a și dat, a adus glorie colegiului, mergând din succese în succese, cu un aport considerabil la dezvoltarea și progresul educațional.
A existat un efort comun în acest interval de timp din partea atâtor generații de directori, profesori de prestigiu care s-au dăruit cu pasiune muncii și excelentelor rezultate a procesului de învățare și educare în spiritul progresului întregului nostru societății. Nu există, cred că, locuitor din acest oraș care prin fața liceului Petru Rares să nu salute cu respect mari personalități, profesor sau director eternizat pe frontispiciul colegiului, precum Stamatii, Negre sau Hogașa. Astfel că sărbătoarea de acum se poate constitui și într-un omagiu adus celor care au fost, precum și celor care sunt. Adăugăm în mod cu totul aparte stima și respectul nostru și a elevilor de a ne constitui în acest colegiu, în prezent, cu dorința sinceră că și copiii noștri să se constituie la mândria Colegiului Național Petru Rareș, așa cum au fost generații de generații, minți luminate, care au dus faimă acestui liceu. La mulți ani, Petru Rareș! La această aniversare a noastră ne bucurăm de prezența unora dintre foștii profesori ai Colegiului Național Petru Rareș, cărora le mulțumim de participare. Și aici mă refer la doamna Rotaru Niculina, doamna profesoară Vais Silvia, domnul profesor Dumitreasa, doamna profesoară Petruț Elena, domnul profesor Cucoș Constantin și domnul profesor Mihai Botez. Activitatea de astăzi va fi marcată de lansarea noului școlii într-un nou format editorial, gânduri ale absolvenților din diverse generații ale Colegiului Național Petru Rareș, lansarea în format nou a ziarului Rareș Press, inaugurarea expoziției de artă fotografică intitulată Dualitate, realizate de două dintre colegele noastre pasionate de fotografie, și în final, în holul principal, va fi un cocktail. Cele peste 140 de generații care au absolvit Rareșul au avut parcursuri profesionale remarcabile. Îl invităm pe scenă pe domnul profesor Dorel Haralam să ne prezinte broșura ce cuprinde gândurile unor foști absolvenți. Stimați invitați, stimați elevi, stimați colegi și foști colegi. Numai cu câteva zile, directorilor noștri le-a venit ideea să ofere actualilor și viitorilor elevi posibilitatea de a cunoaște opiniile unor absolvenți ai noștri. Păi tumpliam. Într-un interval de timp foarte scurt, atât cât ne-a lăsat tipografia termen ca să poată să tipărească până astăzi, pliantul s-a transformat într-o broșurică cu care veți face cunoștința. În continuare, o invităm pe doamna profesoară Dr. Monica Costă. Am fost eleva liceului Petru Rareș între 1978 și 1982. E mult de atunci, dar amintirile din anii de liceu sunt printre cele mai frumoase și au rămas vii. Profesorii ne-au echipat, pe mine și pe colegii mei, cu tot ce e mai important în viață. Încredere în noi înșine, o etică a muncii de tip german, dragoste de carte, adaptabilitate și voința de a reuși. Abia mai târziu, după ce am fost la lumea ca diplomat, am înțeles cât de norocoși suntem să avem liceul Petru Rareș, decorul de vis al orașului, aerul de munte și oamenii buni din Piatra Neamț. Le mulțumesc tuturor profesorilor și colegilor mei și aduc adesea un gând de recunoștință celor care au plecat dintre noi, în primul rând doamnei diriginte Verona Iacob. Urez din toată inima profesorilor și elevilor Colegiului Național Petru Rareș și tuturor celor care și-au legat viața de această instituție de prestigiu la mulți ani. Am intrat la Rareș în clasa a 5-a, spre mândria mamei și mirarea tatălui, și am continuat până între a 12-a în aceeași clasă cu majoritatea colegilor mei dintre a 5-a.
De câte ori mă gândesc la cei 8 ani, mă cuprinde un zâmbet măreț, melancolic și tâmp. Mi-amintesc cu drag orele de fizică cu exemple cu pisici spânzurate de scripeți mobili sau încărcate electrostatic prin frecare curicla, de intimidantele ore de limba română cu comentarii literare perpetue și de orele de geografie cu nesfârșitele teste din capitalele Africii și grupele de munți din România. În acei 8 ani mi-am făcut cei mai buni prieteni, mi-am întâlnit actuala soție și am învățat lucruri a căror utilitate am descoperit-o mult mai târziu și mult mai departe de casă. 8 ani care se numără printre cei mai buni ani din viața mea. Rareș e doar un simbol pentru oamenii din el. De altfel, e Rareșul nostru, al tuturor celor care au trecut prin el și, mai ales, al celor care au trecut în același timp. E locul și timpul care ne unește cu oamenii pe care îi admirăm, cu prietenii pe care îi regăsim zilnic sau, mai rar, având aceeași legătură a unor ani petrecuți în sincronizări de mâini, respirații, priviri, oftări și tăceri. De multe ori el ascunde nostalgia primului, fiind o pradă a primelor certitudini sau nesiguranțe, primelor reușite și dorințe de viitor. Dar mai întotdeauna, Petru Rareș e un acasă drag, al timpului trecut și pare că odată ce ieșim pe aceeași ușă, niște voci blânde ne spun din când în când, pășește așa. Știți acel sentiment după ce plecați un weekend, o săptămână sau o lună și vă întoarceți acasă? Acea senzație de căldură, confort și siguranță când intrați? Asta simțim noi când urcăm după ceva timp treptele Rareșului. Eu cu atât mai plăcut cu cât, de la an la an, realizăm că acest farmec, l-aș putea numi, nu se pierde, ci se intensifică. Dincolo de performanță, sistemul de valori, standarde și aspirații puternic împământenite, zidurile întrezărite printre brazii care se înalță cu solemnitate, ascund un spirit. Un spirit care vă învăluie și va crește în voi de-a lungul celor 4 ani. Iar acesta este sămânța sufletelor ce hoinăresc pe holuri, a celor care au călcat aici și au lăsat ceva în urmă. Căci Rareșul despre asta este, despre oameni și despre legăturile dintre ei, închegate în timp prin muncă, pasiune și, mai mult, prin sentimente. Toate astea se vor sedimenta și vor conflua într-o eleganță a caracterului ce se va regăsi în fiecare dintre voi și pe care o veți simți cu desăvârșire, cel mai probabil, în ultimele luni petrecute aici, dar cu care veți rămâne toată viața. Am plecat din Rareș cu cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine, vorbe al căror foc arde în mine și astăzi. Când am reușit la 20, apoi la 25 de ani de la terminarea liceului, ne-am simțit cu toții minunat. Pentru că memoria individuală păstrează în primul rând amintirile frumoase, deponate fie verbal, fie răsfoind albume de fotografii sau poze pe Facebook, unde mărturisesc că nu am cont. Dacă acum sunt ceea ce sunt, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din Iași și mai ales îmi place la nebunie ceea ce fac, chiar după 22 de ani de rutină profesională, acest lucru se datorează în mare parte profesorilor de la Liceul Petru Rareș. Deși au trecut mai mult de 4 ani de când am absolvit liceul, de fiecare dată când mă întorc acolo, parcă nu am absolvit niciodată și sunt încă elevă. Și asta probabil pentru că cele mai intense sentimente le-am trăit în cursul acelor ani. Primele povești de dragoste, certuri cu părinții, dezacorduri cu domnii profesori și tot așa. Liceul, cu toate experiențele sale, a fost cel care m-a format și m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi, cu educația și principiile pe care le am acum. Și mă consider cu adevărat norocoasă că am putut să trec prin toate aceste etape într-un mediu ca cel din Petru Rareș, unde, din clasa 5-a și până la finalizarea celor 12 clase, am ajuns să cunosc persoane care mi-au devenit modele, care s-au implicat activ în educația mea și care știu cum să se apropie de noi, mai mult decât niște simpli profesori. Chiar dacă anii de facultate sunt mult mai frumoși, cei de liceu au fost temelia. Nu mă refer doar la materii, ci și la relații. Rareșul a reprezentat scena unor amintiri pe care nu le voi uita niciodată, precum și spațiul în care am legat prietenii ce sunt convins că vor ține toată viața. Devin nostalgic gândindu-mă la anumite ore pe care parcă aș vrea să le am și acum, dar mă simt împlinit știind că m-am bucurat de ele la timpul lor. De la statul la coadă la automatul de cafea, de la parter în clasa a 9-a și până la pozele de grup de la sfârșitul clasei a 12-a, am trecut peste obstacole ce m-au ajutat să mă dezvolt, am întâlnit profesori demn de toată admirația și am învățat să-mi vin utilul cu plăcutul. Călătoria de 4 ani la Rareș a fost un an care drumul s-a dovedit a fi la fel de important ca destinația. Când
am intrat în bătrân orare și eram un veritabil și absolut provincial. Aveam impresia că știu ceva, nu știam nimic. Aveam impresia cunoașterii vieții, nu puteam să mă înșel mai amarnic. Toate acestea s-au schimbat însă aici, datorită oamenilor pe care i-am întâlnit în Rareș. Clădirile se prăbușesc, pietrele sunt măcinate de curgerea timpului, iar instituțiile sunt făcute și desfăcute după cum adie vânturile schimbării, iar oamenii se împrăștie în toate zările lumii, ghidați de firul vieților, care și acela are un eventual sfârșit. Ideile și trăirile, însă, sunt nemuritoare, iar bătrânul Rareș, prin oamenii săi, m-a învățat să gândesc, să trăiesc, să iubesc și să fiu liber, elemente ce vor arde viu în sufletul meu, ca și în sufletele tuturor celor care au fost sau au cunoscut, la un moment dat, oamenii bătrânului Rareș. Liceul ne-a învățat multe, în teorie, dar au fost câteva exemple practice de normalitate care au demonstrat că nu este nimic mai practic decât o bună teorie. Unul din ele, dintre multele, a venit din partea lui Dumi. Doamna profesoară Sandovici își dădea examenul pentru gradul 1 și avea o inspecție. Într-una dintre orele de matematică dinaintea inspecției de la clasa noastră, Dumi a decis să nu mai țină ora de matematică și ne-a rugat să învățăm la engleză, în așa fel încât să o ajutăm cât mai mult pe doamna Sandovici. Se pare că la inspecție lucrurile au mers foarte bine, încât, după ora de engleză, Dumi a venit și ne-a mulțumit că am ajutat-o cu doamna Sandovici. A fost un exemplu de solidaritate și prietenie pe care Dumi a reușit să ne-l însufle și care dăune după mai bine de 30 de ani de la absolvirea liceului. Absolvenții clasei a 12-a din 1985 ne vedem în fiecare an, câte un weekend, pentru a menține prietenia și solidaritatea vie. Este doar un exemplu despre un profesor din Rareș, dar mai sunt multe altele cu mulți alți profesori. Îmi face deosebită plăcere această etapă a vieții, liceul. Ăsta este cel mai important lucru pe care l-am învățat în liceu și care mă ajută să fac performanță la serviciu, să mă simt bine. În 25 de ani de muncă și viață de după terminarea liceului, știu sigur că targetul meu cel mai important este să mă simt ca în liceu. Restul vine de la sine. Dacă ești om și te simți bine în pielea ta, le vei face pe toate. Așa mi-aduc și copiii. Am prieteni de o viață din liceu. Am învățat de la unii că Petru Rareșe școala înaltă și pe deal și cu etaj. Am învățat multă logică, am învățat să spun ce cred, am învățat să cred în mine și în binele celor din jurul meu. Mi-aș dori ca și liceenii de astăzi să aibă tihna și oportunitatea să treacă prin liceu așa cum am trecut eu. Liceul este perioada cea mai frumoasă, căci atunci începe adolescența. Dar și mai frumoasă dacă ajungi să fii rareșist. Tu m-ai făcut să mă maturizez, să privesc lumea cu alți ochi. Între cei patru pereți de clasă, profesorii noștri ne-au dojenit, dar ne-au și îndrumat cu blândețe. Cu ei alături am simțit că putem cuceri lumea, căci ei mereu au știut cum să ne mobilizeze și să ne șlefuiască ca pe niște pietre prețioase. Și iată-ne astăzi privind în urmă cu drag. Din elevii neîncrezători, care nu știau ce așteptări să aibă de la acea perioadă a vieții, tu i-ai transformat în oameni cu țeluri înalte. Ai pus amprenta asupra fiecărui elev și ai format caractere. De sus, din piața lui Ștefan cel Mare, tu faci același lucru din 1869. Formezi oameni valoroși, fără să ceri nimic la schimb. Am fost printre cei norocoși care au gustat 8 ani din plăcerile de a fi rareșan. Încă de la o vârstă fragedă, după un examen greu, am intrat în clasa 5-a la Colegiul Național pentru Rareș. Cu ajutorul unor profesori devotați și implicați, am reușit să mă acomodez repede și să intru în ritmul pe care îl impunea acest liceu de prestigiu. Aici am întâlnit colegi deosebiți, care aveau să ajungă a fi cei mai apropiați prieteni într-un timp destul de scurt. Pentru mine, să fiu elevă la Colegiul Național pentru Rareș a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi se puteau întâmpla la începutul anilor 2000. De ce? Ești media celor 5 oameni alături de care îți petreci majoritatea timpului, afirma Jim Rohn. Ți-ar plăcea să contribui cu ceva semnificativ de impact în viața ta? Îți dorești să ai acces la cele mai bune oportunități pe care le poți accesa în România și nu numai? În drumul tău, contează enorm să parcurgi 4 ani alături de cei mai buni profesori și cei mai performanți colegi pe care îi poți avea în piața neamță. Colegiul Național pentru Rareș a fost pentru mine și rămâne și astăzi un centru de performanță, un opportunity hub, un mediu școlar și nu numai, care te provoacă să devii, în fiecare zi, cea mai bună versiune a ta. Anii de Rareș s-au dus de mult,
dar prietenii, deloc puțini, și figurile luminoase ale câtorva dascăli, nici ei puțini și care pentru noi au fost modele, au rămas. Deprinderile sociale, bune și rele, și educaționale, construite împreună sunt fix cele care fac diferența între succes și eșec la zeci de ani după. Să fii absolvent de Rareș este o mândrie și veți înțelege foarte repede de ce. La Petru Rareș am avut norocul să întâlnesc profesori de excepție care au reușit să-mi inspire entuziasm pentru științele exacte, în special matematica și fizica. Modul riguros de abordare a problemelor de natură științifică și gândirea logică pe care le-am însușit de la ei s-au dovedit peste ani ingrediente esențiale în tot ceea ce am reușit să obțin la nivel profesional. Am devenit profesoară de informatică teoretică la Purdue University, Indiana, USA, după facultatea la Bard College, doctoratul la MIT și studiile postdoctorale la Georgia Tech. Pentru toate acestea, țin să le mulțumesc profesorilor mei și să urez la mulți ani Colegiului Național Petru Rareș. Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte Colegiul Național Petru Rareș, acestea ar fi excelența ca o aventură. Excelență, pentru că simți în fiecare zi exigența, atât a profesorilor cât și a colegilor, care te invită mereu să depășești limitele cunoașterii. Iar aventură, pentru că dinamica interacțiilor este de calitate, astfel încât răspunsul la această provocare se face în mod natural, cu bucurie și curiozitate. Urez întregului colectiv la mulți ani în aceleași spirit de performanță. Liceul mi-a format o nouă perspectivă asupra lumii. M-a ajutat foarte mult să-mi creez și să-mi dezvolt o gândire critică ce mi-a folosit foarte mult în anii de facultate și ulterior. Am avut parte de colegi extraordinari cu care m-am înțeles foarte bine. Am fost uniți și ne-am distrat împreună, iar când a fost nevoie, ne-am și ajutat unul pe celălalt. Profesorii ne-au fost alături și ne-au ghidat prin aventura tinereții noastre. Au fost aproape de noi și ne-au arătat ce trebuie să știm și ce este important. De aceea, mă bucur de fiecare dată când îi revăd. În 2009 am intrat pe poarta liceului venind într-o clasă cu numai 13 elevi. Și nu era o clasă exclusivistă, atâția eram toți din localitate. Am ales Petru Rareș pentru renumele de cel mai bun liceu din județ. Bine, îmi plăcea și matematica, de asta am ales matematică, informatică, dar mi-am dorit să fiu în cel mai bun mediu în care puteam fi la acea vreme. Integralele și derivatele sunt aceleași în orice liceu, însă ce faci din Colegiul Național Petru Rareș un loc al excelenței sunt profesori și colegii cu care interacționezi. Timp de 4 ani m-am bucurat să fiu în mijlocul unor oameni deosebiți și performanți în ceea ce fac. Momentul în care am absolvit nu a însemnat și ultima mea prezență la Colegiul Național Petru Rareș. Mă întorc aici cu deosebită plăcere în fiecare vacanță pentru a vorbi din nou cu profesorii. Desigur, este mult mai relaxant când știi că numele tău nu mai este trecut în catalog. Sunt bucuros că acum 8 ani am ales să vin la Petru Rareș. Sper să nu fie nevoie, dar vreau să vă asigur că, dacă ar fi să mai dau de 100 de ori la același liceu, cu siguranță aș face aceeași alegere de fiecare dată. Am urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, șef de promoție. În prezent locuiesc în Elveția, unde am obținut o bursă de excelență pentru a studia informatică în cadrul masterului la ETH Zurich. Rareș nu a fost doar o școală, a fost o epocă. 8 ani nu-s puțin. Erau vremuri când 5 lei erau mulți bani de dat în pauza mare. Primăvara, a stat la soare pe dealul de lângă sala de sport, era un dar neprețuit. Aveam câțiva dintre noi un plan să cumpărăm în ultima săptămână din clasa 12-a toată lada de covrigi. Citeam mult, făceam filme și trăiam cu ideea că totul e veșnic, că nu România are nevoie de graba și atenția mea, și alegerea facultății, canalul de YouTube, BBC, Radio 4 și scenariile la care lucram. Credeam că orele de română vor fi pentru vecie, că voi fugi în pauză spre 12D și înapoi spre 12B, ad infinitum. Că banchetul poate fi extins pe o perioadă nedefinită în amintirile mele. Liceul pare a fi fost o perioadă domoală, relaxată aproape. Farsa vieții este că acum totul e atât de rapid, atât de bugărit, întrucât introspecția, somnul și momentele de liniște își fac programare în Google Calendar. Acum, aici, dansez mult, dorm puțin și îmi permis să fie dor de România. Sunt unde sunt și e bine. Aș zice chiar genial. Din fericire, am una acasă la care abia aștept să mă întorc. Pentru Rareș am doar o urare. Să fie deschis la nou. Sunt sigur că deja vi s-au repetat numeroase lucruri care sună clișee, dar nu de puține ori. De pe mai târziu conștientizez însemnătatea unor aspecte ce par cu adevărat banale. Pot spune că există o vârstă ideală pentru fiecare etapă a dezvoltării umane,
Iar perioada liceului a reprezentat pentru mine, mai mult decât orice altceva, momentul în care mi-am cultivat personalitatea și nu neapărat am acumulat un bagaj de cunoștințe comparabil cu cel de la facultate. În viitor, diferența dintre voi și colegii voștri nu va fi neapărat din punctul de vedere al cunoștințelor acumulate, ci, mai degrabă, din punctul de vedere al personalității pe care v-ați putut dezvolta în cadrul unui liceu cu tradiție, iar prin aceasta mă refer la modul în care reacționați și priviți orice problemă ce va trebui rezolvată. Ați fost obișnuiți cu greul mai devreme decât mulți alții și toate acestea sunt în final pentru binele vostru. Îmi place să cred că în viață ordinea firească constă în a vrea să faci, a putea să faci și, în final, a și ști să faci. Iar liceul Petru Rarel vă va ajuta să vă descurcați în multe situații pe care alții le-au lăsat mai târziu. Dragi rareșiști ai generațiilor viitoare, fiți mândri de moștenirea voastră, fiți continuatorii istoriei liceului, fiți mai buni cu fiecare zi ce trece. Distinși profesori, ne-ați rugat să ne asumăm riscul libertății, pentru că acesta înseamnă acceptarea unei responsabilități imense. Ne-ați rugat să nu copiem, pentru că orice copie este lipsită de frumusețe. Ne-ați rugat să nu fim trădători propriei noastre conștiințe. Am să vă rog să continuați să dezvoltați numai sămânța ce o poartă în interiorul lor, lăsându-i să devină ceea ce ei trebuie să devină. Să aibă inimă de leu, să fie independenți, să fie puternici. Și pentru că nicio datorie nu este mai urgentă decât aceea de a spune mulțumesc frumos, vă mulțumesc că mi-ați dorit o parte din voi și fiecare în felul vostru, pentru toate lucrurile înțelepte și năzdrăvane pe care mi le-ați spus, pentru toate reușitele mici și mari pe care mi le-ați încredințat, pentru tot ce m-ați lăsat să știu. Și acum vă spun că voi purta cu sfințenie toate aceste daruri pe care mi le-ați făcut, călătorind mulțumit mai departe, purtând în inima mea iubirea pe care mi-ați oferit-o. Am învățat în acești câțiva ani de liceu multe lucruri. Am învățat de la cei profesori care au venit în fața noastră și au avut răbdare și umor în toată seriozitatea misiunilor, de la cei care ne-au luat în primire neuronii și le-au permis să mai formeze câteva sinapse. Am învățat de la cei care au cerut mai mult și mai mult, sesizând un anume potențial, dar ne lăsându-ne să ne mulțumim cu atât, condamnând autosuficiența și lipsa setei de cunoaștere. Invitația lor la autodepășire a condus la motivare și la muncă pentru cei care au înțeles că trebuie privit dincolo de acel ultim examen. Am avut norocul să capăt o companie grozavă, colegii mei, un amestec de ambiții și sclipiri, de idei, de defecte, de multe defecte, dezbătute și disecate. Cu toți acești oameni am purtat o multitudine de conversații între pereții acestui colegiu și dincolo de ei, din care am ieșit mereu cu un semn de întrebare, cu o perspectivă nouă sau cu un spirit critic mai ascuțit. Am fost și dezamăgită, am avut și frustrări, dorința de a fi dormit în plus sau de a sări pe geamul clasii și de a urca de alături în spatele școlii. Pun totul în balanță și realizez totuși că această instituție a servit drept punct de întâlnire cu niște oameni grozavi, care m-au influențat, m-au ambiționat și mi-au dat oportunitatea să înțeleg că toată această experiență imperfectă se rezumă la întâlniri, la schimburi de idei și de energie. Așadar, le mulțumesc din suflet oamenilor din spatele siglei luminoase pentru lecțiile învățate și pentru acești ani petrecuți în Colegiul Național Petru Rareș. Pentru mine, cei 4 ani petrecuți la Colegiul Național Petru Rareș au reprezentat o etapă importantă, fără îndoială, în pregătirea mea pentru cariera pe care o voi urma. Totodată, cred că este esențial să menționez că aici am cunoscut, într-o pondere nu foarte mare cei drept, oameni deosebiți, profesori care ne-au învățat cum să învățăm și care mie mi-au schimbat perspectivele și modul de a gândi. De altfel, acesta este și rolul școlii în pregătirea și formarea tinerii generații, întrucât visurile și aspirațiile noastre ca elevi pot prinde aripi și se pot transforma în realitate doar investind în educație. Pe lângă aceste lucruri, în urmă cu 4 ani, am ales să studiez la acest liceu, tocmai atât pentru că se vorbea foarte mult de performanțele elevilor de aici, cât și datorită faptului că am cunoscut, de-a lungul timpului, oameni de valoare deosebiți din diverse domenii de activitate, absolvenți ai acestui liceu. În încheiere, aș dori să spun că mă simt mândră să știu că în curând voi intra și eu în rândul absolvenților acestui colegiu de elită. Mulțumesc! Aflat în preajma absolvirii prestigiosului Liceu Petru Rareș și gândind retrospectiv, mă simt datornic să acord câteva cuvinte de laudă instituției care a fost pentru mine asemenea unui cămin pe parcursul ultimilor 3 ani din viață.
În primul rând, merită precizat că Petru Rareș este mai mult decât o clădire impunătoare sau un istoric pompos. Acest nume, care în orare ori apare în prim planul mass media, este dus mai departe de oameni excepționali, dedicați și plini de entuziasm, cu care am avut plăcerea de a intra în contact pe parcursul acestor ani și care m-au adus dintr-o fază precară a excelenței pe culmile succesului și m-au pregătit pentru viața de adult. Pentru mine, Petru Rareș a reprezentat un locaș de inițiativă, un mediu pionic dezvoltării personale și lucrurilor în echipă în cadrul realizării proiectelor propuse de conducere, precum și o cutie de amintiri care înglobează atât succesul cât și eșecul, împreună cu emoțiile, laudele și încurajările ulterioare. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să le urez următoarelor generații ce vor trece prin acest liceu succes în tot ce își propun și să le promit că nu vor regreta că au trecut pe aici. Mulțumesc! Bucuria pe care o simt pentru că sunt elev într-un liceu de aceste ani este datorată nu doar imaginii sale sau a statutului pe care mi-l acordă. Consider că aici am avut prilejul de a mă cunoaște mai bine, de a-mi deschide ochii și mintea înaintea unor problematici a căror existență era necunoscută pentru mine și, desigur, să-mi perfecționez puținele calități pe care înainte să vin nu le înțelegeam pe de întregul. Am găsit în acest colegiu modele și țeluri greu de determinat ce îmi vor rămâne probabil întipărite. Puțina înțelepciune și maturitate pe care o am se datorează oportunității de a învăța aici. Și dacă am învățat ceva cu adevărat, este că nu știu aproape nimic și sunt o persoană insignifiantă în comparație cu predecesorii mei. Iar acest lucru este suficient de apăsător încât să-mi doresc să continui pe acest drum al excelenței ce l-am cunoscut aici. Mulțumesc! Mulțumim tuturor pentru cuvintele frumoase, atât foștilor cât și viitorilor absolvenți, cărora le urăm succes în anii ce vor urma și sperăm că și noi le vom lua modelul și vom deveni oameni reprezentativi pentru liceul nostru, dar mai ales modele pentru generațiile viitoare. În continuare, o invităm pe doamna profesoară Monica Costa să ne prezinte detalii despre anualul 2016-2017. Poate este mai bine că s-a întâmplat așa, că a rămas această lansare a anualului în ultimul moment în ziua de astăzi, pentru că ea e destul de tehnică prezentarea mea, iar ea se va sprijini pe toate ideile frumoase pe care le-ați auzit. Simt că trecutul pulsează în mine ca un sânge al celor dispăruți. Mă simt ca un stejar de la Orhei, cu mii și mii de rădăcini lipite în pământul românesc, scria Mihai Sadoveanu în discursul de recepție de la Academia Română. Ideea lui este aplicabilă și într-un context contemporan, cu o încărcătură intelectuală și emoțională totodată. Apariția numărului 13 al anuarului Colegiul Național pentru Arăși de Cananț, număr lansat astăzi 27 noiembrie 2017, cu prilejul sărbătorii a 148 de ani de la înființarea liceului, mai exact cu prilejul zilei școlii. Orice anuar este un letopiseț care însoțește, prin ani, destinul unei școli. Dar este și oglinda oamenilor care lucrează în ea în anul respectiv. El se situează în tradiție, dar aduce permanent elemente de originalitate. Pentru că nici școala, nici sistemul de învățământ, nici mentalitățile, nici modele nu rămân aceleași. Astfel, de la primul anuar al școlii, acela din 1897, aveți imaginea în stânga, e cât de mare se poate pentru a încăpea pe un slide, care avea 13 pagini, am evoluat măcar cantitativ, reușind în 2017, după fix 120 de ani, să conceptăm un volum de 241 de pagini care să ne reflecte cu realizările, dar și cu imperfecțiunile noastre. Acest volum îl vor primi colegii mei de cancelarie de la domnul director, va exista în forma cărții în bibliotecă și de asemenea va fi și pe site-ul școlii. Dacă o să vă rog să reveniți puțin la celălalt slide, dar o să le dai numai când îți spun eu, da? E mai limpede pentru cei din sală, pentru că altfel nu veți înțelege ideea întregului PowerPoint. Colegul care a făcut coperta se numește Alin Ciuc, este colegul vostru de la 12D și a ales pentru copertă un albastru vibrant, profund. Nu a mizat cu foarte multe elemente decorative, dar cred că a ales inteligent, pentru că până la urmă sobrietatea este o condiție a spiritului acestui liceu. Dar o să mergem mai departe. A fost o muncă obositoare, complexă și grea, în special pentru echipa de redactare, ai cărei pași voi schița pentru a vă da o idee de ce înseamnă etapele ei. Ca să pornesc cu munca de concepție, în primul rând am plecat de la alegerea cuprinsului, a rubricilor care trebuie să compună volumul.
Am studiat anuarele vechi împreună cu doamna Elena Popa, doamna bibliotecar, care a alcătuit și o cronologie a acestora, care arată astfel. Nu e foarte vizibilă partea stângă, dar aveți acolo anii până în 1940, când probabil din cauza războiului s-a oprit, din cauza iminenței războiului, și apoi seria nouă pe care o vedeți, de foarte multe ori cu anii în care nu a apărut anuarul. Să nu vă imaginați că era foarte consistent, vă spuneam că primul anuar avea doar 13 pagini, foarte multe dintre ele erau extrem de micuțe, erau câteva idei referitoare mai mult la baza școlii sau la oamenii care trecuseră prin băncile și prin catedrele ei. Chiar și așa, dacă aruncați o privire, veți vedea că sunt numai 40 de anuare din cei 120 de ani în care ar fi trebuit să apară în fiecare an. Au fost vremuri complicate, cumplite vremi, cum spun cronicarii, și poate contextele au făcut ca el să nu mai apară. Alte contexte, dar cu același rezultat, au făcut ca el să nu apară în ultimii ani, de aceea efortul nostru colectiv a fost pentru anul în curs, pentru a nu lăsa să se piardă această tradiție. Am alcătuit mai întâi colectivul de redacție, te rog să pui următorul slide. Așa arată el. El este compus la propriu dintr-o mână de oameni, pentru că au fost 5. În primul rând, domnul director, domnul Rolenciuc și doamna Jora, și cu mine responsabilul de număr, și doi tehnoredactori, domnul Albu și doamna Mareș. De asemenea, domnul Gheorghe Zoniciuc a făcut tehnoredactarea finală a volumului, el fiind așa bolii calificat, astfel încât toți cei care au muncit până la urmă la redactarea lui sunt în număr de 5. Multe dintre anuarele pe care le-am mai studiat aveau colective foarte bogate de redacție. Acesta este mai restrâns, dar el este o ființă de hârtie piramidală. Este foarte greu să-ți imaginezi că 10 oameni sau 15 oameni ar putea să facă munca aceasta. Până la urmă, ea se sprijină pe activitatea a câțiva oameni care îl reiau la nesfârșit până găsesc forma aceea finală, să sperăm, în niciun caz perfectă, dar să sperăm foarte bună. O idee foarte importantă la care țin este cea penultimă. Conținutul fiecărui articol reprezintă concepția și răspunderea autorului, pentru că funcționăm în România ultimilor ani cu o lege a drepturilor de autor și cu un drept de proprietate intelectuală. De aceea nu este răspunderea noastră a celor care am conceput anuarul pentru calitatea articolelor din interiorul său. Sunt idei care zburdă libere ca niște fiare în jungla internetului și care au mai atins câteodată și aceste articole, dar ele rămân până la urmă răspunderea fiecăruia. Ca să folosesc o metaforă grădinărească așa, noi am creat numai straturile, ce a plantat fiecare, dacă sunt plante și flori sau dacă sunt ciulini, este răspunderea fiecărui om care a scris acolo. Te rog să mai dai un slide. Intru deja în cuprinsul său. Ca să am o viziune completă, am combinat perspectiva diacronică cu una sincronică și am citit cât de multe anuare am găsit pe paginile de internet ale liceilor și colegilor din țară. Am studiat mai ales colegiile din Alianța Colegilor Centenare. Am înțeles foarte mult din munca și specificul fiecărei școli și m-am întărit ideea că anuarul e un document esențial, dincolo de statisticile noastre interne. El are o viață, are o limba sa, care poate fi înțeleasă de elevii care vor să aleagă acest liceu, dar și de părinții lor, și de un ochi străin care e sătul de tabele și vrea să înțeleagă spiritul unei școli. Astfel, am selectat un număr consistent de rubrici posibile pe care le-am prezentat profesorilor cancelarii spre selecție. Fiecare profesor și-a exprimat opțiunile, apoi am făcut sinteza, care astăzi se regăsește în cuprins. E vorba de 33 de categorii și de subcategorii. Vi voi prezenta pe scurt, cu ideea care stă la baza fiecărei secțiuni. Am pornit de la istoricul CNPR, e firesc să fie așa, pentru că mândria de a fi elev de rare și este mai ales o mândrie post-factum, adesea, așa cum spuneau colegii voștri mai tineri, copiii au o gândire critică ce îi face să fie destul de acizi în ceea ce privește regulile liceului, astfel încât e bine să știm, după titlul cărții lui Dan Puric, cine suntem. Bineînțeles, trebuie să fie urmat, trebuie să fie cuvântul directorului școlii și misiunea pe care domnul Lenciu a prezentat-o acum câteva minute, de asemenea cuvântului șefului de promoție și cuvântul absolventului, care sunt oamenii momentului. Urmează o secțiune foarte mare de oameni ai colegiului, care cuprinde tabele și nume, de la conducerea colegiului și consiliul administrației până la personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Sunt oamenii nevăzuți, care trebuie să apară acolo măcar prin nume, pentru că ei ne ajută extraordinar de mult, mai ales în relația cu exteriorul școlii.
Relația vie din interiorul școlii este aceea între elevi și profesor. Dar relația noastră exterioară, foarte apăsătoare, este cea cu ministerul, pentru că probabil că cei care lucrează încă în școală sau au lucrat cândva, își amintesc că ministerul nostru este o ființă care se hrănește cu hârtie, este un fel de mutant, așa, care consumă la nesfârșit tabele, tabeluțe, statistici, și cel mai adesea elevul rămâne undeva ca o umbră palidă de fundal, iar noi ne ardem o mare parte din viață completând niște hârtii, sunt absolut convinsă, inutile. De aceea acești oameni care ne ajută în munca noastră de bucătărie, care nu se vede, sunt foarte utili și trebuie să apară măcar ca nume acolo într-o înșiruire. Am adăugat articole despre Consiliul Școlar al Elevilor, care de 2 ani are un statut, anul trecut are un statut nou și crește, se dezvoltă, sunt foarte multe activități frumoase. Apoi articole date de domnul Lupa și de domnul Alex Filimon, cei de la Asociația Părinților și de la Alumnii, care sunt ajutoare reale pentru noi, mai ales în ceea ce ține de premierele elevilor. Sunt puse informații despre bibliotecă, care este aliatul nostru întotdeauna prin imperativul cunoașterii, și de cabinetul de asistență psihopedagogică, aliatul nostru prin imperativul autocunoașterii. Și ajungem la rezultatele de excepție ale elevilor. S-a spus pe această scenă că sunt foarte multe și foarte dense. Ce pot eu să vă spun este că sunt 25 de pagini de nume și de rezultate, de premii muncite, trudite, de copiii acestui liceu. Nu e acum prilejul să discutăm în ce măsură poți echivala un premiu la Olimpiada Internațională cu un concurs de muzică. Dincolo de toate posibilele speculații pe care le-am face pe aceste teme, rămâne ideea că acești copii primesc mereu o validare externă minunată și sunt un motiv de mândrie permanentă pentru noi. Am ținut foarte mult să fie un tabel nominal și cu primele 3 medii, pentru că tot în această oglindă care trebuie să fie anuarul, trebuie să-i păstrăm și pe aceia care poate nu-și convertesc inteligența sau priceperea sau devotamentul într-un domeniu, dar muncesc în fiecare zi și susțin fiecare zi de școală. Vreau să vă spun că sunt clasă, cum a fost clasa a 6-a de anul trecut a doamnei Mitra, la care primele 3 medii au însemnat 11 elevi, adică peste 3 medii în clasă. Ultima medie din acești 10 copii era 9,93. Adică sunt oameni care depun o muncă extraordinară și măcar prin forma aceasta nominalizării lor ca o primă medie undeva în anuarul școlii trebuie să fie păstrați. O a doua mare secțiune este cea care ține de activități. Vreau să mai dăm un slide. A doua parte mare a anuarului ține de activitățile colegiului. În primul rând am pus pagina catedrei. Este un domeniu la care țin foarte mult. Vreau să rămână, pe cât o să mă pot ocupa eu de anual, pentru că e un clișeu al părinților, învață maică la matematică și la română, că vin examenele și reușesc așa să demonizeze dietele matematică română și unde mai au eu copii examene, astfel încât copilul crede că este o ființă făcută pentru a digera tone de informații și pentru a lua note foarte mari la examene. Cu siguranță că nu este așa. Noi nu formăm matematicieni, fizicieni și lingviști, noi formăm oameni și creștem oameni. Sigur că idealul renascentist de vremea lui Leonardo a pierit cel cu omul universale, dar rămâne un ideal al nostru ca părinți și ca profesori, aceea să avem în față oameni deschiși, oameni dezvoltați ușor și firesc în toate domeniile în care au pasiuni, oameni frumoși și oameni care pot, oricând, să cerceteze, să creeze, să deseneze, să scrie o poezie, să danseze, să facă orice le permite potențialul vârstei lor. De aceea, fiecare obiect școlar este important. Eu numesc un profesor dedicat, un om care face ca elevii să iubească munca și să iubească materia pe care o predă, indiferent de toate examenele și de toate celelalte forme de evaluare. Astfel încât nu cred că e mai importantă româna pe care o predau eu decât educația fizică pe care o predau colegii mei, dacă ea creează dezvoltare interioară și bucurie elevului. Dar pentru care țin foarte mult ca ele să rămână, fiecare coleg al meu a avea totdeauna un spațiu anual în care va prezenta ceea ce crede el despre domeniul pe care îl predă. Poate că nu sunt multe locuri în care profesorul arată ce își dorește cu adevărat de la copiii săi, de la elevii săi, de aceea cred că e bine ca această pagină să fie sau să nu fie umplută. Pentru că dacă nu e umplută, e un semn de foarte mare întrebare pentru noi înșine.
De ce nu reușim să scriem un articol despre meseria noastră sau despre anul respectiv? Apoi, sunt foarte multe domenii în care școala este performantă, sunt parteneriate la nivel local, național și internațional, unde s-a pus articolul despre proiectul de frăție România-Franța, cel cu San Rafael, care durează 3 ani în școală. Bineînțeles, proiectul cu Zayed, care a reprezentat un capital consistent financiar, dar și de imagine. De asemenea, CEX-ul, Centrul de Excelență. La capitolul Cluburi Cercuri s-au pus articole despre Cercul de Literatură și despre Clubul de Teatru Teen Act, acela cu rezultate meritoase chiar acum că s-a încheiat Festivalul de Teatru. Pentru conferințe, simpozioane, seminarii s-a ales conferința Hai în Viitor, una de anvergură, prin pariul său tehnologic cu viitorul. La întâlnirile cu personalități culturale s-a ales întâlnirea cu Ana Blandiana, care a fost o minunată conexiune sufletească. S-au pus apoi publicațiile profesorilor, cărți, studii, articole, proiecte educative, de la proiectul de robotică Aquila până la proiectul filmic sau până la sărbătorile Mărțișorului sau sărbătoarea din Suflet pentru Suflet, spectacolul de Crăciun de anul trecut. N-am uitat nici drumețiile, excursiile, vizitele, pentru că s-a făcut o prezentare foarte frumoasă a unei excursii interculturale europene. Ne-am referit apoi la certificatele de competențe importante pentru elevii noștri și pentru că sunt niște pașapoarte lingvistice, dar și pentru că le garantează echivalențele cu competențele pentru examenul de bacalaureat, adică ECDL-ul, DELF-ul, Cambridge-ul. Apoi proiectele de voluntariat, le-am pus acolo și inclusiv balurile și cursurile festive, pentru că și ele sunt modalități de dezvoltare interioară. Am încheiat cu oamenii care ne sprijină munca, sau au fost câțiva părinți care au spus lucruri foarte frumoase despre ce muncim noi aici, și cu o pagină tradusă în franceză pentru prietenii din afara țării. Așa arată cele cuprinsul cu 33 de capitole și subcapitole. A fost foarte bogat, a fost foarte dens. În fiecare dintre ele veți găsi articole ale colegilor voștri sau ale profesorilor voștri. Sigur că materialul acesta este unul perfectibil. Sunt foarte multe lucruri de făcut și le voi spune, pentru că este un moment aniversar, le voi spune doar sub forma idealurilor mele. M-aș bucura foarte mult ca toată lumea să dea la timp articolele. Au fost elevi pe care doamna Joara i-a hăituit realmente câte 2 luni ca să dea către un articol. Și știu ce spun, pentru că acesta este verbul corect. Poate că dacă ar fi mai puține sindromuri, mai puțin complexe de superioritate, ar fi mai util pentru toată lumea. Mi-aș dori ca articolele să fie niște bijuterii de gândire și de scritură. Mi-aș dori ca toată lumea să se exprime corect, fluent și expresiv. Mi-aș dori ca măcar să fie tehnoredactate cu diacritice. Mi-aș dori ca să avem totuși un tehnoredactor dedicat numai acestei meserii, nu se face munca aceasta cu foarte multă dificultate. E încă foarte mult de făcut. Dar deocamdată, pentru că e un moment aniversar, hai să fim mulțumiți cu lucrurile care au reușit să fie realizate și nu cu lucrurile care mai trebuie îndeplinite. Te rog să pui și ultimul slide. Acest ultim slide conține și ideea lui Pădurareș, care ar trebui să fie și ea o deviză a liceului. Domnul director îmi spunea dimineață că poate un pic cam orgolioasă, dar dacă ne gândim că în fond el era domnitor, adică preia într-un univers războinic, și poate de aceea sună puțin cu orgoliu voivodal ceea ce scrie el, dacă ne gândim că singura luptă care merită cu adevărat e cea cu tine însuți, poate că vedem altfel citatul din Pădurareș. Aceasta a fost ideea mea pentru ultimul anuar, pusă în practică cu coordonarea domnilor directori. Reușita ei o va aprecia fiecare, citind efectiv articolele din interior. Eu nu m-am format nici eu aici, cum spune domnul Niciuc, sunt absolventul unui alt spirit și a unui alt liceu din alt oraș al Moldovei, astfel încât un pic mai bătrân decât Pădurareș, deci o voltea doamna din Iași, e făcută în 64, dar în momentul în care am venit aici și am găsit tradiția aceasta incompletă, nu m-a lăsat inima să nu fac ce am fost eu în stare ca ea să continue. Munca mea din ultimul an pentru a aduce la viață tradiția anuarilor din Pădurareș este forma mea de respect pentru 148 de ani de viață arsă între zidurile acestei școli și dedicate ideii de educație. Continuă
urmăm și relativităților de astăzi cu lansarea ziarului Rareș Press, care este un început în timpurile moderne de a face presă pe hârtie. Primul număr al acestui ziar a apărut în 2016, iar astăzi lansăm a patra ediție. Invit pe scenă pe colegii mei, Ana Carina Lăcătușu, redactor șef, și Constantin Dragoș Mihai, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor, pentru a ne spune mai multe. Bună ziua, stimați invitați! Permiteți-mi să fac o incursiune în timp, în clasa a noua, când am lansat primul număr al ziarului Rareș Press. Eram trimis, am pornit de la o simplă idee, ideea de a crea o publicație în care elevii să scrie despre altceva decât ceea ce se întâmplă la școală, o publicație care să vină cu informații noi, utile și în completarea ceea ce învățăm aici. Astfel că iată ne ajungi la sfârșitul 2017, spre sfârșit, la al patrulea număr, într-un format complet nou, după o mică perioadă de inactivitate. Am pornit, cum vă spuneam, de la premisa de a scrie ceva nou, de la premisa că fiecare elev poate să scrie necenzurat, poate să scrie despre ce vrea și poate să aducă un plus valoare atât pentru colegi cât și pentru liceu prin ceea ce vrea să exprime. Totodată, noi le oferim oportunitatea să se dezvolte și să vadă dacă acest palier, palierul jurnalismului, li se potrivește și doresc să excedeze în domeniu. De asemenea, oferim și cititorilor ceva, oferim un mod nou de a-și ocupa timpul, un mod unic, prin articolele pe care încercăm să le scriem, prin rubrici diverse, cum ar fi rubrici de business sau rubrici de recenzii de film, și pe viitor încercăm să ne extindem cât mai mult pe partea aceasta și să angrenăm cât mai mulți elevi să ne ajute în demersurile noastre. În continuare, o să rog pe colega mea, Carina, să își spună opinia din postura de redactor șef. Bună ziua! În primul rând vreau să-mi cer iertare pentru că am niște emoții imense. Mihai a omis să menționeze faptul că primul nume al ziarului a fost Press Rareș, tocmai pentru că ne-am dorit ca acest ziar să fie ca un buton pe care îl apeși și astfel afli tot ce vrei să știi despre liceu și despre elevi. Știm deja că generația noastră își alege informațiile care o interesează din mediul online. Navigăm în cele mai diverse dintre lumi și de multe ori uităm să fim atenți la ce este în jurul nostru. Ziarul acesta își propune să îi facă vizibil pe colegii noștri care îndrăznesc și reușesc să își urmeze visurile. Povestim despre cei mai interesanți dintre noi, despre lucruri care ne preocupă, despre comunitatea și implicarea rareșiștilor în viața orașului. Să fiu redactor șef este mai frumos decât mi-am imaginat. Am descoperit oameni și povești care, vă spun sincer, nu credeam că se ascund atât de bine într-un oraș atât de mic ca al nostru. Tocmai de asta, activitatea noastră este o continuă provocare. Și eu aici pe scenă mă rupt cu niște emoții cumplite. Un lucru este cert. Elevii de la Colegiul Național Petru Rareș va fi mereu la înălțime. Fie că vorbim despre cei care ajung la olimpiadele internaționale, despre cei pe care tocmai am amintit aici pe scenă, sau despre cei care au ajuns pe Everest. Despre ei este vorba. La mulți ani, Rareș, la mulți ani, elevi și profesori! Așadar, despre asta a fost evenimentul de astăzi, despre cum Rareșul, de 148 de ani încoace, reușește să formeze caractere puternice și oameni mari, indiferent de vremuri. Și asta pentru că o cetate nu poate fi dărâmată de câteva pietre. Și după cum putem observa, Rareșul rămâne o cetate demnă, nobilă și greu de distrus. Lucru dovedit de un trecut înălțător și un prezent ce încearcă să construiască imaginea acestui nume atât de răsunător. Este adevărat, acest colegiu și noi odată cu el a trecut prin perioade dificile, dar mereu am reușit să ne menținem la standardele înalte, datorită calităților prezente într-un rareșist adevărat. Poate că încă mai greșim, dar important este că acum Rareșul este pregătit să se ridice la nivelul numelui său. Și asta datorită oamenilor de bază pe care avem în interior și care se pricep la ceea ce fac. Oameni de care avem nevoie pentru a ne putea da seama ce ar trebui să însemne cu adevărat Colegiul Național Petru Rareș.
Cu ajutorul lor, dar mai ales al nostru, și aici mă refer la toți colegii mei, elevi, profesori și personal auxiliar, Rareșul se va putea mândri atât cu istorie excepțională, cât și cu un prezent frumos, ce îmbină tradiția cu actualitatea și care va conduce spre un viitor strălucit, gata să păseze acest colegiu în top, ca în momentele sale de glorie. Așadar, dorința noastră este să lăsăm la o parte neajunsurile aparente sau confruntările dintre noi și să ne concentrăm pe scopul nostru comun, să facem Rareșul să fie Rareș, să-și merite numele și să formeze adulți ce vor avea un impact asupra viitorului acestei țări. Astfel, ne vom putea mândri cu acest colegiu de prestigiu, dar mai ales cu noi, pentru că fără noi, Rareșul nu este decât un trecut frumos. La mulți ani, Petru Rareș! La mulți ani tuturor rareșiștilor adevărați! Nu în ultimul rând, considerăm că este necesar să mulțumim conducerii școlii, reprezentată de domnul director, domnul profesor Grigoruță Oniciuc și doamna profesoară Claudia Jora, pentru organizarea acestei activități și pentru modul în care ne sprijină zi de zi. Vă mulțumim din suflet!